Prieteni, bună seara! Pe întuneric, cel puțin pe străzile Chișinăului, este extrem de întunecat. E greu de ajuns în platoul acesta. Noi inclusiv am decis cu echipa noastră să economisim așa cum face acum toată lumea. Deci astăzi vom stinge un pic din luminile decorațiilor noastre. Ne cerem scuze pentru calitatea imaginii care ar putea suferi, dar cred că mai mult contează acum conținutul mesajelor pronunțate în platou și nu imaginea frumoasă, pentru că vorbim iarăși despre criza energetică. Dacă acum 3 săptămâni noi am discutat despre criza gazelor, astăzi, pe lângă criza gazelor, s-a mai adăugat și criza cu electricitatea. Deja știți cu toți, nu mă voi repeta. Ce e de făcut? Există sau nu soluții? Și dacă există soluții bune pentru noi, cei de acasă. Discutăm în această seară. Eu îi salut în platou din nou pe Octavian Calmic, ex-viceprim-ministru, ex-ministru economiei și infrastructurii, ex-director ANRE. Bună seara, bine ați revenit. Data trecută foarte explicit ați fost, pe înțelesul tuturor ați vorbit și am decis un pic să repetăm formatul de acum 3 săptămâni. La fel, îl salut în studio pe Andrei Dămășcan, ex-director Moldova Transgaz. Bună seara, bine ați venit, domnule Dămășcan. Bine v-am găsit. Și îl mai salut în platou pe Anatol Usate, ex-ministrul economiei și infrastructurii și vicepreședintele Partidului Consolidării și Dezvoltării Moldovei. Bună seara, bine ați venit. Bună seara. Eu îi salut pe paneliștii noștri, cei care sunt conectați la noi acum din 50 de localități din întreaga țară. Ei astăzi ne vor ajuta să înțelegem cum ei se simt în această plină criză, cum se vor confrunta cu ea și cum cred că vom trece cu toții prin această criză. Apropo, vreau să fac un mic anunț. Noi săptămâna trecută am primit mai multe solicitări de la paneliștii noștri care vor să adreseze întrebări invitaților din platou. Uneori vor, nu, asta nu este obligatoriu. De ce? De astăzi începem să introducem o regulă nouă. În cazul în care vreți să puneți o întrebare celor din platou, vă rog foarte mult să scrieți în acel program în care lucrați și votați. Probabil colegii de la EMAS vă au explicat acest lucru. Cele mai bune întrebări vor fi adresate. Dacă e vorba de o întrebare concretă pentru un invitat, să scrieți, vă rog, pentru cine este această întrebare. Dacă e pentru toată lumea, atunci o discutăm cu mare drag. Așadar, începem să vorbim despre criza energetică. Eu vreau din tâi să vedem ce au anunțat săptămâna aceasta autoritățile Republicii Moldova. De fapt, ei anunță în fiecare zi lucruri noi, de la o zi la altă lucrurile se schimbă, dar înțelegem cu toții că trebuie de economisit. Să vedem ce a declarat acum 2 zile doamna prim-ministru Natalia Gavriliță. Toate instituțiile statului lucrează pentru ca să accesăm volume comerciale adiționale la un preț rezonabil pentru consumatorii noștri. După aderarea la rețeaua de transport electric al Uniunii Europene la începutul anului, avem posibilitatea de a accesa electricitatea, dar prețul acestor cantități este mult prea mare. Dragi prieteni, ca să trecem cu bine peste această perioadă complicată, avem nevoie de implicarea fiecăruia. Cu gesturi mici, fiecare dintre noi poate economisi energie și reduce presiunea enormă care este astăzi asupra sistemului energetic. Vă invit să fim cumpătați în această perioadă, să fim mai disciplinați din punct de vedere energetic. Contăm pe solidaritatea și responsabilitatea fiecăruia. Să urmărim și adresarea lui Andrei Spânu, ministru al economiei și infrastructurii. Noi luăm în calcul toate scenariile, inclusiv deconectări în lanț, așa ca să păstrăm echilibrul sistemului electroenergetic. Ce facem la moment este că chiar azi Comisia de Situație Excepțională a luat anumite decizii, așa cum ați menționat, de reducere a iluminatului stradalului, iluminatului decorativ, iluminatului publicitar, pentru a reduce consumul de energie electrică. Dar nu excludem faptul că vom fi într-o situație în care să deconectăm orașe sau sate în totalitate de la energie electrică în anumite ore pentru a reduce consumul. Operatorii industriali ar putea să fie afectați? Toată lumea ar putea fi afectată, atât operatorii industriali cât și cetățenii. Dar, repet, este un scenariu pe care noi nu ne-l dorim și în acest sens căutăm soluții. Dar este un scenariu pe care noi îl așteptăm și ne pregătim pentru el. Pentru că ne confruntăm cu cea mai mare, probabil, criză cu energie electrică din
De la sfârșitul anilor 90, da? Cam așa, da. Așa e. Vreau să întreb pe paneliștii noștri cum e, cum simt această criză pe propria piele, pe propria gospodărie și ce fac ei în aceste zile. Prima întrebare pentru sondajul nostru va fi: care este situația în gospodărie dumneavoastră în această perioadă referitor la consumul de electricitate? Varianta 1. Economisim electricitate pentru că ne descurcăm greu sau foarte greu cu banii. Economisim electricitate pentru că așa ne-au cerut autoritățile să facem. Asta varianta 2. Varianta 3. Economisim electricitate pentru a fi solidari cu toți care fac asta în această perioadă complicată. Și 4. Nu economisim, consumăm electricitate la fel ca și până acum. Iar eu trec la experții noștri. Haideți să începem cu dumneavoastră, domnule Calmec. Știți, așa, copiii când vor să manipuleze, întreabă pe părinți: mama, tată, dar de la 1 la 5, cât de tare mă iubești? Eu vreau să vă întreb, de la 1 la 5, cât de gravă este actuală criza? Suntem într-o criză foarte profundă, ea are mai multe elemente, este multisectorială și acest ghem de probleme se răsfrânge și asupra altor sectoare ale economiei naționale și a vieții noastre zi de zi. Deci, de la sectorul gazelor naturale, această criză s-a extins asupra energiei electrice. Sunt convins că următoarea etapă va fi energia termică. Deci urmează. Urmează, pentru că sunt legate, sunt interdependente toate aceste sectoare. Urmează să rămânem și fără căldură? Bine, căldura tot trebuie de economisit, pentru că acest îndemn se referă la toate produsele energetice, nu doar la gazele naturale sau la energie electrică, dar se referă și la energie termică. Și sunt convins că o să fie temperatura care va fi generată de termoelectrică va fi una mai modestă decât în anii precedenți. Ca să fim mai, să vorbim pe înțelesul tuturor, deci când vorbiți despre criză cu accentul termic, vă referiți la faptul că nu va mai fi la fel de cald în apartamente, case, cei care, de exemplu, au încălzire centralizată, da, sau în genere ar putea să fie deconectat în încălzire, pentru că astea sunt două situații complet diferite. Eu admit că nu o să fie suficientă căldură pentru toți consumatorii, casnici și non-casnici. Și atunci o să trebuiască să delimiteze anumiți consumatori după priorități. Pentru că sunt spitale, grădinițe. Sigur. În primul rând o să fie spațiile de utilitate publică. Deci vorbim de spitale, vorbim de școli, grădinițe, cei care sunt conectați. Pe de altă parte, sunt consumatorii casnici care o să beneficieze de un agent termic de o calitate mai joasă, precum de fapt a fost și anul trecut. Numai că anul trecut a fost o temperatură confortabilă. Dar prețul ar mai putea crește? Deci sunt legate. Deci în cazul în care prețul la gaz va fi în creștere, tariful se va schimba automat din oficiu și atunci solicitarea poate să vină de la termoelectrică sau vine din oficiu, ANR-ul schimbă acest tarif la energia termică. Deci sunt interdependente. Deci pentru cei de casă care nu sunt la curent. Deci prețul la căldură depinde de prețul la gaz. Da, nu e legătură directă. Deci nu de prețul la electricitate. Doar de gaz. Am înțeles. Doar de gaz. De la 1 până la 5, cât de profundă este actuala criză? Cred că la 1 noi încă n-am ajuns, slavă Domnului. 5, dar nu, 5 asta e cea mai profundă criză. 1 asta... 4, atunci 4. 1-4. Da, Domnule, să ajungem la 5. Dar sunt permise, eu văd așa, că, nu știu, dacă analizăm toate riscurile, noi nu putem să negăm riscul cu sistarea livrării gazelor. Știți cum? Totuși există acest risc și risc, n-ar spune, probabilitatea e mai înaltă decât zero. Dar eu nu înțeleg și nu văd dacă sunt niște planurile pentru a ameliora acest risc. Da, acest risc de sistarea livrării gazelor, acum depinde de ce? Nu, uitați, noi gazul livrat prin teritoriul Ucrainei, da? Tranzitează teritoriul Ucrainei. Ați văzut care diversiuni pe Nord Stream. Dar pe teritoriul Ucrainei e război, e conflict militar. Poate să fie și întâmplător, nu numai decât să fie cineva, o să vrei să distrugă această infrastructură, o rachetă să cadă sau ceva de elementar țeavă prin care vine gaz la noi și noi fizic rămânem fără infrastructură de tranzit și rămânem fără gaze. Există această probabilitate? Clar că există. Nord Stream-ul în mare, la adâncime, oricare și tot unul a fost zbucșit cumva. Da, în cazul dat, apropo să mă scuzați, în cazul în care noi... Știți, suntem obligați să analizăm toate riscurile și cele mai proaste scenarii. În cazul în care se întâmplă ceva cu țeava ucraineană prin care se tranzitează gazul spre Republica Moldova, noi vom avea capacități de a transporta tot volumul necesar de gaz de la români,
Bine, dacă îți permiteți, da. O să intervin aici, pentru că conform condițiilor contractuale, de fapt, dacă să vorbim despre riscuri, există două tipuri de riscuri. Primul risc este juridic, bazându-ne pe acel acord de achiziție de gaze naturale cu Gazprom. Și aici avem acele condiții, minimum 4 condiții, de reziliere a contractului existent. Deci în cazul în care una din aceste condiții se va împlini, atunci Gazprom are motiv să rezilieze contractul de livrare a gazelor naturale către Republica Moldova. Cel mai sensibil moment, pe lângă plățile lunare care trebuie să le facem și văd că autoritățile respectă acel grafic financiar de achitare, împrumutându-se, asta deja sunt a doilea subiect, dar cel puțin îl respectă, achită 100% atât pe luna precedentă cât și avansurile pe luna curentă, să admitem că acest risc este minor, cel puțin pentru luna noiembrie sau decembrie. Dar vine următorul risc, cel care ține de semnarea acelui mecanism de redresare, mecanism de întoarcere a celor datorii istorice care au fost formate și, de fapt, așa, din presă urmărind, nu a fost nicio discuție la acest capitol. Ne mai vorbim de faptul că pentru 31 decembrie urma să fie semnat și pus în aplicare acel mecanism de restituire a datoriilor. Noi nu vorbim acum care e datoria. Pentru mine este cert că există o datorie, ea trebuie să fie concretizată. Sunt angajate două companii pentru a face acel audit. El va fi concretizat, dar mecanismul propriu-zis urma să fie discutat. Deci ne place să nu, dar trebuie să semnăm. Să fie propus, să fie lansat, să fie discutat, să fie convenit și doar la urmă să fie bifat suma care urmează să fie întoarsă. Până pe ce dată noi trebuie să semnăm asta? Așa încât să nu există acest motiv de a rezilia contractul. El deja trebuia să fie convenit, cel puțin să rămână doar elementele de procedură internă de aprobare și semnare acestuia. Deci astea sunt aspectele juridice. Din punct de vedere tehnic, de infrastructură, sigur că noi avem acest risc, precum l-a spus domnul ministru, dar el e mai mic riscul și o să explic de ce. Pentru că conform acordului prezent pe care îl avem noi cu Gazpromul, Gazpromul se angajează să livreze gazul, indiferent de situație, la una din punctele de trecere a frontierei cu Republica Moldova. Și există două coridoare. Deci avem acel tradițional prin teritoriul estic, din spațiul ucrainean, zicem așa, de pe teritoriul ucrainean, și aici, într-adevăr, sunt riscuri majore de afectare a magistralilor de transport a gazelor naturale, dar există și punctul de trecere, cel care vine din sud, acel revers care l-a făcut Moldova Transgaz de comun cu Moldova Gaz acum în 2019, dacă nu mă greșesc, și a fost pus în funcțiune și atunci Gazpromul poate să livreze în punctul celălalt. Noi putem deci, tot volumul de gaz să primim de acolo. Tot volumul de gaz putem să-l primim în punctul celălalt, cu condiția că Gazpromul se angajează să livreze acest gaz. Dar precum astăzi am văzut acele declarații a Moldova Gaz, ei tot examinează trei scenarii, de posibile scenarii. Adică, da, după mine, cel mai mare probabilitate că livrările de gaz se vor diminua spre zero. Noi discutăm neapărat despre ceea ce a declarat șeful Moldova Gaz, la fel ca ceea ce a declarat, apropo, cum interpretați ceea ce a declarat președintele rus Vladimir Putin acum câteva ore în Valdai. El pentru prima dată, cel puțin eu am văzut, a vorbit așa concret despre Moldova Gaz și Gazprom. Discutăm mai târziu, dar vreau din tâi să vedem, înainte ca să vă întreb și pe dumneavoastră, domnule Dămașcan, vreau să vedem rezultatele sondajului. Paneliștii noștri deja au votat. Așadar, care este situația în gospodărie dumneavoastră în această perioadă referitor la consumul de electricitate? Economisim electricitate pentru că ne descurcăm greu sau foarte greu cu banii, 53%. Economisim electricitate pentru că așa ne-au cerut autoritățile să facem, 8%. Economisim electricitate pentru a fi solidari cu toți care fac asta în această perioadă complicată, practic 28%. Și nu economisim, consumăm electricitate la fel ca și până acum, 10%. Poate comentați un pic aceste rezultate, cum vă pare? Mi se pare că trebuie comitat de punct de vedere politic aici. Se vede că nu au încredere oamenii noștri în, să zicem, în autoritățile de țară. Se vede că acestea numai 8%, dar restul, noi vedem că populația simte foarte greu. Deci acestea 53% spune că oamenii nu prea au bani și nu știu ce va fi în viitor.
Adică dacă și crește tariful sau va fi alte consumuri pe parcursul iernii, va fi foarte greu de achitat și pentru gaze și pentru electricitate. Și cam asta este comentariul. De atât așa nu putem să zicem că criza, cam taman cum spune domnul Sată, este la nivelul 4. Deci de la 1 până la 5, unde 5 este cea mai gravă criză, suntem la nivelul 4. 4. Știți de ce? Dacă era numai lipsa de gaze și era suficientă electricitate la noi, hai să zicem așa, să imaginăm situația, atunci eu pot să zic că este numărul 3, adică 3 pe scara aceasta. Dar dacă noi știm că suntem limitați în electricitate, să spunem că 4. Vadim Ceban, pe care noi deja l-am citat, o clipă vreau să-l citesc, a declarat acum, nu de mult, câteva ore în urmă, doar o clipă, următorul lucru. Admitem 3 scenarii pentru luna noiembrie. Primul, când gazul este sistat în totalitate. A doua variantă ar fi să avem același volum de gaze ca și în luna octombrie, 5,7 milioane de cubi pe zi. Al treilea scenariu ar fi să avem acoperire integrală de gaze naturale. Care dintre acest scenariu vă pare la ora actuală cel mai scenariul numărul 2. Realist? Numărul 2. Dar aceste 5,7 milioane de cubi pe zi, înțeleg că nu este suficient pentru o perioadă ca noiembrie. Nici pentru partea stângă, nici pentru partea dreaptă. Adică pentru partea dreaptă încă va fi suficient, dar pentru partea stângă nu. Adică noi trebuie să decidem. Adică îi pun pe umerile noastre acum decizie, dacă în cazul acesta, dacă va fi scenariul numărul 2, pun pe umerile autorităților din Republica Moldova sau pe umerile de Moldova Gaz să iei decizie. Gazul acesta rămâne în Republica Moldova, adică pe partea dreaptă a Nistru, sau o parte noi le dăm la Transnistrie ca să avem energie electrică mai ieftină. Iată care decizie va fi. Și în caz de ceva, dacă se întâmplă și va fi nemulțumită populație, partea rusească poate să zică, voi ați decis singur așa. Iată care miza lor. Dar mie mi-e interesant, care ar trebui să fie aici decizie corectă? Pentru că și acolo trăiesc cetățenii noștri. Da, bineînțeles, de vreo 30 de ani noi nu simțim acea, nu știu, legătură directă cu cei de pe malul stâng al Nistrului, dar cazul în care tu primești mai puțin decât voi toți aveți nevoie, ce e de făcut? În acest context nu pot să nu vă întreb despre faptul că pentru mâine este deja anunțat, va avea loc întâlnirea. Autoritățile moldovenești au solicitat întâlnire cu cei din Transnistria, ceea ce, apropo, pe mine un pic m-a uimit, pentru că țin minte cum vara, dacă nu greșesc, de două ori am citit, așa, au apărut titluri de știri, că așa zisul președinte Krasnoselski a solicitat întrevederea cu Maia Sandu, cu președinte Maia Sandu, dar președinția a răspuns că nu are ce discuta cu Krasnoselski. Acum citesc astăzi știri că partea moldovenească solicită întâlnire cu cei din Transnistria. Ce vor discuta? Și trebuia discutat mai devreme sau nu? Indiscutabil. Deci dacă ne întoarcem la procedură de livrare a gazului natural, după mine este inevitabil să ajungem în faza de deconectare a livrărilor de gaze naturale pentru Republica Moldova, doar ca să fie în două etape. La prima etapă o să primim acele 5,7 milioane de metri cubi pe zi, care, așa cum s-a spus, nu ajunge nici pentru Republica Moldova, fără regiunea transnistreană, dar nici pentru Transnistria, cu condiția livrării de energie electrică pentru malul drept al Republicii Moldova. Dar dacă să vorbim despre dialogul cu Transnistria, având în vedere toate circumstanțele și toate crizele pe care noi le parcurgem, și eu cred că este inevitabilă de a avea un astfel de dialog, trebuie resetat formatul de negociere și împut cu conținut. Și aici o să mă refer că acele concepte care au fost scrise mulți ani în urmă, vis-a-vis de spațiu economic unic, vis-a-vis de procesul de integrare sau de apropiere a malurilor și multe altele, trebuie revăzute cardinal și trebuie creat o nouă platformă. Și aici Chișinău trebuie să vină cu o nouă foaie de parcurs și cu un nou concept de reintegrare a țării, bazându-se pe noile circumstanțe care sunt în regiune și noile. Și de fapt această criză este și o oportunitate. Este o oportunitate prin faptul că părțile trebuie să se așeze și să împartă acest gaz astfel încât să ajungă la toți cei care sunt vulnerabili. Și este o ocazie foarte bună. Apropo, nu toți văd asta ca o ocazie foarte bună. Știți foarte bine că există și păreri așa, după mine, mai radicale, care spun că noi nu trebuie să negociem nimic cu separatiști acum cât e războiul în Ucraina. Ei sunt separatiști și punctul, n-avem ce de negociat.
dădavim, vădavim și așa mai departe. Există altă părere că ne place sau nu, dar suntem într-un fel sortiți, condamnați să fim împreună și e mai bine pentru ambele părți de cumva de negociat condițiile unui trai comun, știți cum, ca într-o familie, când deja de mult nu mai este o relație bună între soț și soție, dar totuși pentru copii trebuie de creat niște condiții cât de cât confortabile de trai în aceeași casă. Există o altă variantă? Da, vom face asta, dar undeva acolo, peste ani, când se va termina războiul în Ucraina. Eu vreau să înțeleg, acum, reșind din criza actuală, când noi cumpărăm electricitate deocamdată, în mare parte, de la ei, când noi cu gazul, într-un fel, suntem interconectați la ei. Vulnerabili, da, da, gazul, deci, gazul vine prin ei. Eu cred că țeava aceea prin care vine gazul pentru partea dreaptă, ea de fapt din tâi intră în partea stângă. Nu, scuzați că așa de primitiv. Spun, așa eu vreau să explic asta. Deci punctul de intrare în Republica Moldova este la frontiera între Ucraina și regiunea transnistreană. Și atunci ce e de făcut cu, apropo, aici chiar pentru că noi am început să discutăm acest subiect, eu vreau să-i rog pe colegii de la EMA să ne ajute să întrebăm pe paneliști dacă trebuie sau nu în condițiile acestei crize energetice de discutat cu partea transnistreană. Dar aș vrea să fie neapărat și variantă în care nu trebuie pentru că ei sunt, nu știu, controlați de, nu sunt independenți, sunt controlați de ruși sau, în sens că să avem toate variante de răspuns, și cele radicale, dar și cele absolut amiabile, diferite variante. Vă rog frumos, domnule Usată, ce e de făcut în condițiile actuale cu partea transnistreană? Și dacă mâine ați participa în acea negociere, asta este prima întâlnire după nu știu cât timp, ce ați pune pe masă de discuție? Nu, eu aici sunt de părere, ca și domnul Călmâcu a spus, în primul rând trebuie să facem un update la agenda. Nu cred că o să fie o întâlnire și nemijlocit trecem imediat la gaze. Sunt un șir de probleme, de mult nu s-au întâlnit, grupuri de lucru sectoriale între Republica Moldova și Transnistria, pe transport, pe economie și alte care sunt. Ați văzut, în special după lansarea războiului, după începutul războiului, s-a spus că nu, bine, haideți sistem, că n-are rost, s-a început război și mai departe. Mi se pare că, în special, în această perioadă, aceste relații și negocieri pe toate domeniile chiar trebuie să fie mai dezvoltate, mai intensificate. Mai mult că atât, dacă noi vorbim despre analiza riscurilor, da? S-a început război, s-a lansat război între Ucraina, noi suntem vulnerabili, suntem vecini, o țară vecină, și așa mai departe, plus dependența de sistemul energetic a Transnistriei, cum numai și s-a spus, în toate riscurile noi trebuie deja să vedem această oportunitate. Ce noi facem în caz în care se sistează livrarea gazelor, da? Primim din România, atunci noi să livrăm la MGRES-ul ne livrează electricitatea cu prețuri favorabile. Asta nu e nemijlocit. Eu nu cred că poate să existe o analiză riscului în așa situație în care noi nu intensificăm relațiile și negocierile cu Transnistria. Da, eu înțeleg că există un mare, mare șir de subiecte pe care trebuie să discutăm cu ei. Într-adevăr s-a adunat în această perioadă. Dar acum avem două probleme majore. Electricitatea și gazul. Pe mine chiar mă interesează, mâine, dacă ați participa în acest grup, data trecută ne-ați povestit ce ați face în cazul dacă ați face parte din grup de negociatori care ar merge acum să negocieze cu Gazpromul. Mă interesează, mâine, partea moldovenească are posibilitatea să obțină ceva de la transnistrieni și invers? Ce pot ei obține de la noi? Dumneavoastră aveți o experiență foarte bogată de a lucra și pe malul stâng al Nistrului, domnule Dămășcan. Da. De ce le cunoașteți mai bine mentalitatea? Vă rog să ne spuneți ce ați spune mâine pe masă de negocieri, imediat după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți cu noi, revenim în câteva clipe. Prieteni, noi continuăm să discutăm despre criza energetică. Colegii de la EMAS ne-au ajutat să formulăm corect întrebarea, fără radicalisme, pentru că sociologii întotdeauna sunt pentru știință, dar nu pentru promovarea urii și corect fac. Deci, vom pune întrebarea în felul următor pentru paneliștii noștri. Care credeți că este soluția cea mai bună pentru a asigura electricitate pentru Republica Moldova? Dar aici trebuie să fac o mică precizare ca să înțelegeți. Chiar în timpul pauzei am întrebat pe invitați din platou. La ora actuală, bine, nu la ora actuală, dar per general, de obicei, când nu suntem în plină criză, 70% din toată electricitatea pe care noi o importăm, da, noi o procurăm de la MGRES, deci de la partea transnistreană.
doar trebuie să fiți la curent cu această cifră. Și atunci întrebarea sună în felul următor. Care credeți că este soluția cea mai bună pentru a asigura electricitate pentru Republica Moldova? 1. Să negociem în continuare cu cei de la Tiraspol. 2. Să căutăm alte soluții din Europa, chiar dacă va fi mai scump. Și aici mă întorc la domnul Damașcan, dar înainte de aceasta, eu cer scuze, vreau să citesc o precizare, o întrebare venită de la paneliști. Deodată vreau să vă spun, noi nu cunoaștem numele lor, pentru că paneliștii sunt persoane alese anonim, doar cei de la EMAS cunosc numele lor, deci eu voi adresa de la cineva din paneliști. Eu nu știu din care localitate este persoană. Dacă cineva, apropo, vrea chiar să numească localitate, nu e o problemă, eu cred, nu știu. Fără nume, dar numele noi nu trebuie să cunoaștem. Tot timpul s-au discutat scenarii, evoluții legate de gaz, electricitate. Tot timpul au fost avertismente. E o surpriză pentru autoritățile noastre că lucrurile au ajuns aici? Dacă nu e o surpriză, de ce nu ne-am pregătit și de ce abia acum toți aleargă în toate părțile ca să caute o soluție și să inventeze măsuri de economisire? Sincer, foarte bună concluzie. Eu mă bucur de nivelul de pregătire a paneliștilor noștri. Chiar v-aș ruga pe fiecare să comentați acest subiect, dar totuși din tâi domnul Damașcan. Mâine, dacă ați merge ca parte a grupului de negociatori la Tiraspol, ce ați spune reprezentând partea moldovenească? Dacă eu vorbesc, nu pot să vorbesc numai din punctul de vedere tehnic sau economic, să zicem așa. Eu nu pot să discut partea de politică. Bine, tehnic și economic. Și de atât nu comentez părțile acestea politice care poate fi discutate cu domnul Ignatiev sau din partea domnului Celebrean. Dacă vorbim noi despre partea, să zicem, de electricitate sau de gaze, eu aș vrea să discut cu partea transnistreană și în primul rând să-l impun pe partea lor, adică parcă eu sunt transnistrean. Și cum eu sunt și ce eu aștept din partea autorităților din Republica Moldova. Și trebuie de propus niște decizii concrete pentru ei, care sunt favorabile și pentru partea dreaptă a Nistrului și partea stângă. Și dacă va fi găsită limba comună, ei sunt gros să convingă și pe RAU ES, și pe Gazprom, și pe alții care sunt pe jurul lor. Dar, de exemplu, adică, ce concret am putea noi să le propunem? Concret, eu am propus de câteva ori deja, că noi propunem lor, de exemplu, partea transnistreană, că să le livreze nou electricitatea cu un preț stabil pe un termen foarte lung, să zicem 5 ani de zile. Și pentru acestea 5 ani de zile noi pronunțăm pentru RAU ES numai preț pentru electricitate. Hai să zicem 60 sau cât acolo va fi convenabil pentru noi când evaluarea prețului pe gaze și pe electricitate. Să zicem, 60, să bănuim că 60 de dolari pentru un megawatt. Și în cazul acesta noi spunem că noi suntem gata să le procurăm de la voi cu acest preț. Duceți-vă la Gazprom și singur negociați cu ei prețul pentru gaze, ca să importăm noi gaze pe partea moldovenească, să dăm gazul din partea noastră, adică în limba rusă, davalceschi, așa se numită schema in loan, așa, cam în limba română. Și le dăm gazul acesta și gata, în cazul acesta și stingem datorie, adică nu stingem, nu creștem mai departe datorie, folosim gazul nostru acolo în Transnistria și primim de la ei electricitate. Iată care va fi discuție. Și să cerem de la ei, sunteți gata sau nu sunteți? Sau ce cereți suplimentar? De exemplu, poate fi de care fac cerințe din partea lor. Licența mai lungă, licență pentru export, alte chestii. Pentru orice cerință care va fi de partea Transnistria, e posibil de negociat. Și de cerut încă ceva suplimentar. De exemplu, gaze pentru Republica Moldova, gaze pentru Transnistria, alte chestii care sunt importante pentru ei. Pentru aceste 70% din electricitate pe care noi o procurăm de la MGRES, de la partea transnistreană, din volumul total al electricității pe care noi o importăm. Astăzi există o alternativă mai convenabilă în altă parte? Adică mai convenabilă? Mai convenabilă nu există. Nu există. Nu există nicăieri în lume, pentru că aici a fost indirect subvenționat din contul gazului care nu era achitat de către regiunea transnistreană față de Gazprom. Pe tot lanțul. Și asta s-a creat istoric. Nu este un fenomen care se întâmplă în anul curent. Deci dacă vrem ieftin, trebuie doar cu MGRES. Exact. Deci asta tot timpul a trezit întrebări, modul de achitare sau neachitare a gazului consumat de către MGRES față de Moldova Gaz și Moldova Gaz către Gazprom. Dar probabil nu aici trebuie să punem accentele. Este un moment istoric acum, având în vedere conjunctura regională și conjunctura locală și toate aceste cumul de crize care le avem, ca echipele de negociatori, eu sper că ele există, în pofida faptului că există o lipsă de capacitate în toate instituțiile guvernamentale, dar există capacitate încă, ca ei să se așeze și să facă o agendă comună. Pentru că nu este normal când sezonul de încălzire în Transnistria s-a început pe 24 octombrie, când afară sunt 22 de grade, când toată lumea stă cu geamurile deschise în Transnistria, dar moldovenii se gândesc cum să economisească, scoțând din prize tot ce e posibil și stângând luminile pe străzi.
Deci trebuie să fie o paletă de soluții, de acțiuni comune, asumate de autoritățile de la Tiraspol și Chișinău, astfel încât să arate o sinergie de eforturi, pentru că datoria e comună și business-ul e comun. Noi suntem interdependenți, deci economiile noastre sunt complementare, deci noi nu, ei nu pot să existe fără noi și respectiv și noi pe anumite industrii suntem interdependenți cu ei. În special vorbim de energie electrică, în prezent e cea mai ieftină. Eu doar v-aș completa, mie îmi pare că e nevoie nu doar de competență în acest sens, dar și de dorință. Și aici întrebarea este dacă partea moldovenească are această dorință. Bine, există anumite, cum zice, inițiative. Sigur că nu sunt din toate părțile, nu sunt din partea tuturor autorităților, dar anumite frânturi de idei, anumite frânturi de inițiative există, doar că cineva trebuie să se asume. Și avem un moment istoric acum în Republica Moldova, când avem o singură putere și prezidențială, și parlamentară, și guvernamentală în fața unui singur partid, și ar putea să facă o agendă destul de stufoasă de reintegrare a țării, astfel încât să-i putem să le captăm atenția și să vină pe un dialog destul de deschis și sincer al acestei relații. Nu cred că trebuie să antagonizăm aceste relații sau să evităm aceste contacte, pentru că atunci aceste conflicte vor trece în alt spectru. Și asta ne va afecta ulterior mult mai tare. Deci, credeți, în special partenerii noștri de dezvoltare. Antagonizare, doar o precizare. Deci credeți că dacă noi am fi acceptat acele întâlniri cu Krasnoselski pe care el le-a solicitat încă în vară, partea moldovenească ar putea negocia mai bine decât bine, acum? Eu nu cred că era nivelul de, zicem așa, de președinte din partea noastră bine, și liderul. Poate trimis vreun consilier, da. Bine. Urmau să fie discuții la nivel de experți, precum au fost în mulți ani anterior. Doar că nu, deci urma să se schimbe acel concept care a fost elaborat anterior de guvernele precedente vis-a-vis de procedura sau procesul de reintegrare a țării. Deci, acel demers care a fost de la Krasnoselski, prin care de fapt a solicitat din partea Republicii Moldova să dea o foaie de parcurs. Ce dorește Moldova de la Transnistria? Ce dorește? Scris pe foaie. Și ei urmau să vadă pe fiecare sectoare, sunt ei gata să-și asume acele angajamente sau nu sunt gata să-și asume acele angajamente. Din păcate n-a fost pus pe hârtie nimic. Eu sper că este elaborată acea foaie de parcurs nouă, revăzută, reieșind din noile circumstanțe, astfel încât să fie motiv de dialog tematic, substanțial, sectorial. Să vedem dacă paneliștii noștri văd motive de dialog cu transnistrieni, cel puțin în ceea ce ține energie electrică. Haideți să vedem cum ei au răspuns la întrebarea. Care credeți că este soluția cea mai bună pentru a asigura electricitate pentru Republica Moldova? Să negociem în continuare cu cei de la Tiraspol 65%, să căutăm altă soluție din Europa, chiar dacă va fi mai scump, 26,5%. 8% nu știu cum sau nu vor să răspundă la această întrebare. Dar eu revin la întrebare, concluzia a unia dintre paneliștii noștri. Chiar îmi pare foarte pertinent și vă rog frumos să răspundeți la aceste chiar câteva întrebări. Tot timpul s-au discutat scenarii evoluții legate de gaz, electricitate, tot timpul au fost avertismente. E o surpriză pentru autoritățile noastre că lucrurile au ajuns aici? Dacă nu e o surpriză, de ce nu ne-am pregătit și de ce de-abia acum toți aleargă în toate părțile ca să caute o soluție și să inventeze măsuri de economisire? Domnule Usat. Eu am aceeași întrebare. Întrebarea, într-adevăr, este una foarte bună. Chiar și pentru mine nu e clar de ce nu se face acest lucru. Știți cum, mai mult ca atât, atâtea riscuri din punct de vedere securității, din punct de vedere economic și restul, și măcar o matriță de risc, o analiză riscurilor cu opțiuni foarte clare pentru fiecare, dacă apare un risc, ca noi avem 3, 4, 5 opțiuni pentru fiecare. Știți cum, și neavând acest plan, eu chiar și eu personal mă simt foarte neconfortabil. În special când auzim de la viceprim-ministru așa niște propuneri că coaja de salce ar fi o soluție, știți cum, asta pe mine mi-e sperie.
De ce? Nu, țin minte cu sus, pentru eficiență energetică. Nu, de ce vă sperie? Că dacă noi vorbim la soluția coajă de salce, dar nu vorbim de alte soluții, ce noi facem în caz în care apare probleme cu livrarea gazelor, de amuși avem probleme cu electricitatea de la MGRES, plus avem război în Ucraina, va fi livrat de acolo, electricitate nu va fi livrată, 30%, practic 20% plus, a fost importată din Ucraina. 20%, asta tot cantitatea destul de mare, mai mult de 20%. Știți cum, și în lipsa acestui plan, noi, într-adevăr, eu văd că așa abordare se numește reactivă. Apare o problemă, noi repede încercăm să căutăm o soluție. Nu știu dacă e durabil acest lucru. Da, e un pic infantil, îmi pare că un asemenea comportament e un pic infantil. Știți cum, eu pot compar în anul 2019 și în decembrie, când a fost așa un risc, se stare livrării gazelor naturale, deoarece nu a fost semnat contract între Federația Rusă și Ucraina, tranzit de gaz prin teritoriul Ucrainei. În decurs de 3-4 săptămâni, bine, cu suportul comunității energetice, noi am elaborat 4 scenarii și unul dintre ei era acel revers din Balkan Stream, prin Turcia, Bulgaria, România, care au fost niște modificări în sistemul de aprovizionare cu gaze. După asta noi am discutat cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru un credit opțional în caz în care vom avea necesitatea de acest credit, să avem posibilitatea să cumpărăm gaze pe piața deschisă, inclusiv prin Ucraina, că au fost deja inclus în acest circuit și așa mai departe. Bine că nu s-a adeverit acest risc, el nu s-a pronunțat, dar chiar și în aceste condiții, 3-4 opțiuni, nu numai decât trebuia să fie elaborate. Aici eu nu văd așa o abordare. Ce ați spune acestui panelist sau doamne paneliste care au pus această întrebare? Vreau să zic următoarele, că toate guvernele s-au preocupat de acest subiect. Bubă. Haideți să spunem lucrurilor pe nume. Bubă. Asta întotdeauna a fost o bubă. Exact. De diversificarea surselor pentru energie electrică și gaze naturale. Toți au muncit în direcția aceasta, dar real această oportunitate de interconectări la alte piețe decât cele tradiționale pe care noi le-am avut de la independență încoace a apărut începând cu 2019 în domeniul gazelor naturale, când s-a făcut acel revers de către Moldova Gaz și Moldova Transgaz de comun cu Transgaz România, la Isaccea, când s-a făcut acea investiție asumată de către Moldova Gaz, astfel încât să fie posibil revers în cantitatea necesară pentru Republica Moldova în cazul în care este sistat tranzitul pe teritoriul Ucrainei. Pe atunci ați a doua soluție care a apărut a fost acea investiție română pe teritoriul nostru, gazoductul Ungheni-Chișinău sau Iași-Ungheni-Chișinău, care a apărut mult mai înainte decât, dar începând cu anul trecut, el este funcțional. Da? Și pe energie electrică, acea interconectare la piața europeană INSO-E nu s-a întâmplat anul ăsta pentru că suntem așa de frumoși și foși. Dar toate acțiunile au început din 2010, odată cu aderarea Republicii Moldova la comunitatea energetică. Da, acolo am avut un șir de angajamente, am trecut la alte standarde, am ajustat legislația, am făcut norme, am făcut proceduri, am făcut reguli, atât pe toate dimensiunile. Pornim și de la guvern, și la ministere, dar și la regulatorul independent care a creat tot cadrul normativ pentru a pune în funcțiune. Și asta a dat posibilitate că începând cu anul ăsta, din punct de vedere a infrastructurii, să avem tot confortul. Urma doar să fie contracte semnate pentru a diversifica paleta de soluții în caz de criză. Pentru că toată lumea știa că suntem în criză. Deci noi de anul trecut suntem în criză energetică. Scuzați, și iată noi, practic, zilnic, acum auzim de obicei de la ministrul Andrei Spânu, că am semnat un contract pe o lună, luna aceasta vom mai avea atâta volum, luna următoare atâta volum. Deci, știți așa, pe bucăți, câte puțin, câte o leacă de la fiecare. Deci, asta nu este diversificare? Bine, după mine... Miza pe contracte cu MGRES-ul, în pofida faptului că MGRES-ul a demonstrat începând cu anul trecut și până în prezent, ca fiind un partener și un producător credibil, el a depus toate eforturile să respecte acele angajamente contractuale pe care le-a făcut. Și vreau să aduc un exemplu. Deci ei probleme trecut, nouă nu au făcut. Anul trecut, când a fost limitată cantitatea de gaz, deci ei au ars cărbunii care au avut în stocuri pentru a deservi contractul pentru Republica Moldova, astfel încât să fie asigurată acea cantitate de energie electrică la acel preț care a fost agreat și noi să simțim confortul. Și atunci a fost primul semnal pentru noi că suntem într-o piață vulnerabilă și trebuie să ne diversificăm.
Și ulterior s-a făcut acel amendament la lege, ca, prin care s-au obligat operatorii să-și diversifice piețele, doar că au nimerit într-o zonă iarăși riscantă, semnând contracte cu parteneri din Ucraina care sunt într-un război, într-un conflict deschis. Și aici vulnerabilitatea crește exponențial, zi de zi, pe măsură ce zboară rachete. Dar partenerii din Europa au prețuri mult mai mari. Bine, au prețuri, dar pentru asta sunt negociatori. Este statul care negociază, sunt echipe de negociatori, oricând pot fi atrase aranjamente preferențiale bilaterale. De ce deci, numesc contracte revenind, bilaterale? Revenind la întrebarea panelistului sau panelistei, deci noi lecția de acasă am făcut-o sau nu? Deci noi puteam să ne pregătim, deci să ne pregătim mai bine? Noi încă ne învățăm pe greșelile proprii. Din păcate, dar noi puteam să ne pregătim mai bine de actuală criză, așa încât acum să nu alergăm, să nu auzim în fiecare zi de la fiecare post de televiziune, economisiți, stingeți lumină și așa mai departe. După mine era inevitabil să intrăm în această criză. Poate avea să fie nu atât de profundă precum ea este. Noi încă n-am simțit-o pe deplin, pentru că încă suntem în perioada destul de caldă afară. Deci presiunea urmează să vină, atât pe dimensiunea gazelor naturale, cât și pe energie electrică. Deci noi încă, deci tot ce parcurgem acum sunt floricele, dar deci urmează să avem surpriză, deci în fiecare săptămână. Deci lucrurile, deci trebuie să economisim, asta este indiscutabil. Trebuie să ne diversificăm sursele, să atragem resurse cât mai multe. Acum trebuie să ne îndatorăm. Da, nu avem altă soluție. Trebuie să găsim bani, indiferent de unde, din bugetul de stat, din sursele proprii, din sursa atrasă, din partea partenerilor noștri de dezvoltare, ca să încărcăm compania de stat Energo.com cu resurse să facă achiziții de energie electrică, gaze naturale, ca să asigure minimul necesar pentru funcționarea sistemului termoenergetic din Republica Moldova. Minimul necesar. Pentru că este o a doua parte care ține de economia națională. Noi trebuie să salvăm și economia națională. Iată, eu vroiam care, să trecem la partea asta. Care este iarăși afectată și care este vulnerabilă și care stă pe picior de plecare. Totuși vreau să ne mai uităm un pic la rezultatele sondajului. Vă rog frumos, colegii în regie, să mai arătăm. Deci 65% din paneliștii noștri consideră că trebuie să negociem în continuare cu cei de la Tiraspol. Eu cel puțin sper că autoritățile care ne urmăresc vor ține cont de acest lucru. Nu e soluție. Nu e soluție din simplu motiv că Tiraspol cu plăcere ne-ar vinde nouă energie electrică, dar nu au din ce să o produc. Nu este altă ieșire. Deci nu au gaze naturale, cărbune care este doar rezerva, așa numită rezervă de stat. Da, este altă ieșire. Care altă ieșire? Pecură. Nu putem să procurăm pecură, să luăm pecură din România, să aducem în Transnistria, să livrăm lor pecură, să producem energie electrică. Este așa, așa ieșire. Nu e serios asta. Nu este posibil? Este posibil. Nu, teoretic e posibil. Tehnic este posibil. Dar cât va costa o asemenea energie electrică, dacă va fi produsă din pecură? Este niște stat de calculat și de cosmos. Nu e ca cosmosul, dar acum noi... Stați, domnul Carmica, acum producem la CET-ul nostru și el vinde cu 4... Dar cât e tariful de la CET? 4,51. El vinde cu 4,51, stați puțin. Dar 4,51 este tariful care este prevăzut și pentru gaze, care a fost foarte scurt. 4,51 prin cogenerare, pentru că avem, vindem și energie termică, vindem și energie termică, dar acolo și turbina este mai mult puternică. Ingresul nu poate să vândă energie termică, respectiv energie electrică, ca să răscumpere acea achiziție de păcuri, va fi mai scumpă. Trebuie văzut numai dacă să nu fie mai ieftină decât cea care o cumpărăm din spațiul european. Aici, asta eu v-am în vedere. Asta eu v-am în vedere. Că pentru balansare nu cumpărăm acum din România și de atâta eu putem să cumpărăm de la ei. Și la fiar cărbune, încă mai ieftină. Scuze, și o întrebare primitivă. Primitivă e tot. Noi trecem peste iarna asta? Sigur, da, trecem. Da. Trecem. Da. Un pic răciț, un pic... Dar cum trecem noi prin ea? Vom vedea. Ca și în anii la sfârșitul anilor 90. Impact asupra economiei poate fi deja, nu știu, cel puțin apreciat, nu știu, aceste scenarii despre care ați vorbit când se fac analize de diferite riscuri. De pe acum, se poate de spus cum va fi afectată economia? Nu, știți cum este. Apropo, eu cer scuze, chiar înainte de emisiune ați povestit că ați participat recent la forumul economic din Găgăuzia. Mulți invitați, apropo, din acest platou au participat la acel forum, toți vorbesc. Deci s-au adunat diferiți oameni din diferite domenii, mediul de afaceri, autorități, autoritățile publice locale, toată lumea.
Ce discuta lumea? Pentru că deja eram în plină criză energetică. Este cum simte, care este atmosfera în mediul de afaceri, în economie, reieșind din cei ce noi auzim zilnic de la televizor? Nu. Întrebarea numărul 1 și întrebarea principală a participanților din partea mediului de afaceri, că au participat și din partea administrației publice locale, cultură și așa mai departe. Prima întrebare și oficial și în culoare, ce pe noi ne așteaptă iarna? Vom avea ceva suport din partea statului? Ce pe noi ne așteaptă? Eu am încercat să pun această întrebare către conducere, că au participat și viceprim-ministru pe digitalizare, au participat și ministrul economiei. N-am auzit eu răspuns clar. Eu n-am auzit. Eu cred că și reprezentanții mediul de afaceri nu au auzit acest răspuns. Mai mult ca atât, în aceea perioadă, încă nu era criza așa de aprofundată și problemele cu atacurile asupra sistemului energetic din Ucraina, cu sistarea livrărilor energiei electrice din Ucraina, era cam mai legeră. Da, încă nu era asta pe agenda, într-adevăr. Dar prin ziua de azi, eu cred că întrebările care stăteau în perioada aceea la începutul lunii octombrie, la ziua de azi, este cu mult mai grave. Ca a fost ministru al economiei, acum puteți spune în primăvară ce va fi cu economia Republicii Moldova? Eu am în vedere, este dela mic la mare. Data trecută ne-ați explicat ce va fi cu cei, cu, în primul rând, cu producători mari, la care prețul electricității sau gazului face parte importantă din sinicost. Dar, bine, sunt și alți, nu știu, diferite afaceri mici, mijlocii, unde tot ei aprind becuri, unde la ei vor veni facturi mai mari, ei vor trebui să achite aceste facturi. Bine, să... cu prinderea becurilor, știți cum aici, n-ar spune că așa o diferență foarte mare. Dar oamenii vor începe să cumpere mai puțin din primăvară? Nu, sau poate de pe acum deja? Deja noi vedem micșorarea solicitării și micșorarea cumpărărilor. Dar vorbim despre, bine, aici dacă vorbim despre dependența din resurse energetice, clar că e foarte specific, fiecare domeniu o parte, da? Dacă vorbim despre agricultură, de aici, de frigideri și mai departe, de păstrarea producției agricole. Deci întrebări, da, sunt întrebări. Poate deci aici riscul e mare, lovitura va fi mai mare. Sunt riscurile, dar eu cred că majoritatea din proprietari deja cumva se gândesc și la, sau deja au procurat și generatoare și alte surse, dar asta devine cu mult mai scump decât electricitatea care a fost cumpărată, dacă poate să înlocuiască 100% această industrie ușoară. Dependente, dacă vorbim despre foarte mulți lucrează pentru export și mai departe, și chiar am discutat cu unii reprezentanți care poate pentru Max Mara, pentru Italia, pentru Bruxelles, și spun că noi avem comenzi multe. Și slavă Domnului, doar dacă avem probleme cu electricitatea, și în primul rând cu majorarea prețurilor, înseamnă că trebuie revăzuit și prețurile contractuale cu contragenți din străinătate, și a doua, dacă va fi cumva asistată livrarea electricității. Acolo nu poți să înlocuiești prin generatoare. Dar vreau să nu vreau, acolo sute mii de oameni lucrează și dacă oamenii ăștia rămân fără loc de muncă, asta deja agravează și partea socială. Trebuie cumva să asigur. Eu înțeleg că asta este un lanț întreg de probleme, dar vreau totuși mai detaliat despre economie. După o scurtă pauză, rămâneți cu noi, revenim în câteva clipe. Prieteni, noi am revenit. În timpul pauzii v-am pus o întrebare, un pic ați râs de mine, dar o voi repeta oricum. Da. Mediul de afaceri, pentru că am trecut să vorbim un pic despre efecte asupra economiei. Mediul de afaceri, bineînțeles, acum se simte foarte vulnerabil, la fel ca și toți cetățenii, dar ei totuși sunt cei care creează locuri de muncă, au o responsabilitate mai mare, să zicem așa. Plus, ei își asumă riscuri mai mari pe perioade mai lungi, în cazul în care fac investiții și așa mai departe. Iată, ei acum ce să facă? Atunci când trăiesc, practic, într-o ceață totală. Nu este clar, vom avea, nu vom avea, dar acolo trebuie de luat decizii de termen, pe termen, de medie, termen mediu, de lungă durată și așa mai departe. V-am întrebat, v-am adus câteva exemple. Cunosc personal oameni și dumneavoastră mi-ați confirmat, domnule Călmâng, și dumneavoastră așa oameni cunoașteți, cei care lucrează la distanță, de exemplu, în domeniul IT. Multă lume acum din Chișinău ia decizia de a se muta pe perioada de iarnă în Turcia. Eu înțeleg că asta acum pentru un om de la țară sună că, wow, ăștia înnebunesc, dar efectiv e mai ieftin de închiriat un apartament în zona de sud a Turciei
decât să achiți facturi. Oamenii pur și simplu au făcut calcule. Ei au calculat cât va veni factură pentru gaz, pentru electricitate, pe perioadă de, nu știu, până în martie și s-au gândit că păi, mai bine noi plecăm, pentru că ei pot lucra de oriunde. Și eu aud tot mai des asemenea lucruri. Deci, dar ce să facă mediul de afaceri care, nu, el nu poate lua și închide întreprinderea? Aveți ceva sfaturi practice pentru ei? Măcar da, tale, până cum să... Da, până da, niște sfaturi, trebuie să trecem la niște diagnoze, da? Să facem niște diagnoze așa precum suntem un pacient la doctor. Da, deci economia națională, analizând indicatorii macroeconomici, intră sau se află deja într-o recesiune economică. Da? Deci noi suntem într-o dificultate, deci e compromisă dezvoltarea noastră economică, creșterea economică, tot, datorită crizelor pe care noi le-am avut și pe care le parcurgem în prezent. Sectorul privat sau oamenii de afaceri din Republica Moldova se simt trădați de autorități. De ce? Pentru că li s-au promis multe. Li s-au promis scutiri de impozite, li s-au promis intervenții, subvenții la orice capitol și la orice tip de business. La cui mai mult, cui mai puțin, dar la toți. Din păcate, au beneficiat foarte puțin de acel suport și într-o limită mult sub așteptări. Nu cred că resursele bugetare care sunt în prezent și cele care se așteaptă în bugetul anului 2023 vor satisface așteptărilor. De ce? Majoritatea oamenilor din sectorul privat examinează oportunități de a-și redisloca producerile pe care le au din Republica Moldova în alte țări europene, preponderent, acolo unde beneficiază de un șir de programe, de compensații, dar compensații solide, de subvenții pentru start-up-uri și majoritatea, eu acum comunic foarte mult cu sectorul privat și vreau să vă zic că fiecare al treilea e pe picior de plecare. Eu personal pot confirma asta, dar de ce și vreau să o întreb? Pentru că mult comunicați cu ei în datorită funcției pe care acum o aveți. Deci, cum credeți, ei dacă se vor muta? Normal că ei planifică poate pe o perioadă când aici lucrurile se vor schimba. Dar dacă se mută în România și acolo vor fi subvenționați, vor fi ajutați. Ei mai revin vreodată în Republica Moldova? Nu, dar ei sunt pe picior de plecare definitiv. Pentru că programele care sunt în România sunt programe cu acoperirea tuturor costurilor până la 80% din investiții. Da? De aceea noi anterior când discutam cu autoritățile de la Bruxelles, deci noi tot timpul insistam ca Republica Moldova să beneficieze de programe similare precum beneficiază România, astfel încât să nu fie acest exod de capital și de forță umană și de potențial economic care este absorbit acum. Și e simplu, aceeași limbă, pașaport românesc, te-ai dus, te-ai mutat, exact, în două zile deschizi acolo companie. Dar această criză pe care noi acum, noi doar intrăm în această criză energetică, o să afecteze întreprinderile mici și mijlocii mai cu seamă decât au fost afectate în timpul pandemiei. Pentru că nu o să fie consumatori. Consumatorii nu o să meargă la magazine, nu o să stea în cafenele, nu o să mănânce croasante, pentru că o să se limiteze totul la consum în condiții casnice, astfel încât să economisească cât mai mult. Și de fapt acest mesaj care vine și de la autorități și toți, din punct de vedere economic, nu este sănătos de a economisi. Din contră, deci stimulentul economic este de a consuma, de a cheltui toți banii, și asta este drive-ul economic. Mi-ați furat chiar de pe limbi. Eu astăzi discutam cu cineva și exact asta spuneam. Când mie mi se spune din fiecare frigider, nu știu, televizor, radiotocică, mi se spune economisiți energie electrică, eu sau gazul, orice energie, eu ultima parte deja nu o aud. Asta e din psihologie. Tu auzi cuvântul economisiți. Asta se numește în psihologie iecarenia. Это тебя iecarit. Economisit. Și tu începi să economisești peste tot. Nu, tu nu poți. Tu în fiecare zi asta auzi din toate părțile. Normal că începi să economisești. Și eu mi-am adus aminte. Scuzați, dar inclusiv Liz Truss, care da, a bătut toate recordurile, doar 45 de zile a fost prim-ministru. De fapt, inițial a venit cu o idee bună, dar ea a ieșuat în realizarea ei. Deci ea a spus, pe timp de criză trebuie de stimulat economie, de micșorat impozite, de făcut așa încât mediul de afaceri să primească acest, nu știu, această motorină pentru a se mișca, pentru a se dezvolta, ceea ce a făcut toată lumea pe timp de pandemie. Au pornit
станок și... Și dar, situația dar... asta, statul trebuie să fie cel mai mare investitor. Și avem de unde, apropo, v-am văzut, ați spus deja, avem de unde în rezervele valutare a băncii naționale, de exemplu. Una din idei asta, nu, eu nu recomand asta, dar asta e una din soluții, ar fi, pentru că trebuie să examinăm toate soluțiile care sunt, să vedem analiza aceasta soție, deci da, laturile pozitive, laturile negative pe fiecare și de ce nu? De ce nu? Pentru că acum important sunt banii. Pentru că banii se devalorizează. Deci banii trebuie puși să muncească pentru societate, pentru economia națională, pentru că pe urmă vor fi câștigați. Pe urmă o să fie târziu. Sunteți de acord cu asta că trebuie da, de stimulat? Sunt de acord cu dumneavoastră când ați spus că este și o parte psihologică aici. Ca exemplu, sectorul construcțiilor, care construcții civile, da, caselor de locuit și așa mai departe, se diminuează, așa, conform prognozelor, cu 30% până la anul nou. 30%, da, noi înțelegem că drive-ul în PIB, sectorul de construcție, e destul de mare. Foarte interesant când la începutul anului sau chiar la începutul primăverii, când s-a discutat și deja se vedea și rata inflației, deja era aproape, s-a apropiat de 20% și rata de refinanțare a băncii mondiale, deja băncii naționale au depășit deja 10%. Unii experți cumva planificau sau prognozau că va fi în creștere cumpărarea apartamentelor, deoarece știți cum investiții în timpuri riscante, investiții în fonduri fixe, cumva salvează bani. Dar vedeți ce s-a întâmplat și consum s-a micșorat și dacă noi vorbim de stimularea consumului, dar cum să stimulezi consum dacă credite costă de numărată de refinanțare mai mult de 20%. Într-adevăr, asta ucis și consum. Și care consum? Când omul nu știe dacă îi va ajunge salariul pentru măcar o factură de achitat, dar când vor veni trei, ce să facă? Eu vreau să punem următoare. Și plus investiții în infrastructură, într-adevăr. Asta poate fi colac de salvare și statul noi... Eu vreau să... ori, pentru că totuși, într-adevăr, e un pic despre psihologie, chiar dacă multă lume cumva a râs de declarația doamnei Gavriliță când i-a spus că cu inflația așa e, când te gândești mult prețurile și încep să crească, într-un fel ea a avut dreptate, pentru că atunci când oamenii foarte mult se gândesc, ei încep... Da, ei creează așteptări și colectiv încep să ia anumite decizii care deja afectează prețuri. Asta este adevărat. O dreptate, pur și simplu, formulată. Da, a formulat, nu așa cum, poate nu în cel mai bun mod. Dar pentru că e despre psihologie, vreau chiar să întreb pe paneliștii noștri despre așteptările lor, cum ei simt. Noi cred că... Nu știu dacă 3 săptămâni în urmă sau în iulie v-am mai întrebat această întrebare, dar pentru că criza se aprofundează, știți, nu că cu fiecare săptămână care trece, dar pe zi ce trece, cred că această întrebare va fi actuală și acum. În care din următoarele situații credeți că se va afla gospodăria dumneavoastră în iarna care vine? Variantă 1. Vom fi într-o situație foarte dificilă și nu știu cum vom acoperi cheltuielile. 2. Vom acoperi cu dificultate cheltuielile, cu restrângeri în alte domenii. 3. Salariile, pensiile, economiile ne ajung pentru a acoperi cheltuielile, dar doar strictul necesar. 4. Avem o situație financiară bună care ne permite să acoperim toate cheltuielile. Domnule Dămașcan, știu, de fiecare dată îmi reamintesc că nu vreți să vorbiți nimic politic, să comentați nimic politic. De ce? Nu sunt de domeniul acesta, nu vreau să comentez ceva. Dar poate, ca expert în energetică, ați putea da niște, nu știu, sfaturi pentru mediul de afaceri sau asta este prea vag și fiecare caz este individual? Fiecare caz este individual și eu nu cred că eu pot să dau așa sfaturi, că nu știu intervenirile lor, nu știu domeniile lor, de trebuie de luat fiecare parte aparte și de discutat cu fiecare persoană. Să dau sfaturile acestea care dau cei alții, să zicem, care vând sau bateriile solare sau generatoare și așa mai departe, este un lucru de comerț. Și eu asta vreau să întreb, poate așa? Nu, lasă-i să facă ei, să zicem, publicitatea aceea pentru deciziile următoare. Unicul lucru pot să vă spun că... Dar care va fi efectul asupra economiei? Efectul pentru economie, știți, e clar că el va fi grav, că dacă nu lucrează întreprindere, înseamnă că nu sunt create nici, să zicem, condițiile pentru cei populație care și câștigi banii aceștia când lucrează la careva întreprindere, dacă ei va fi micșorat orele de lucru sau alte probleme, de exemplu, crește sinecostul și de atâta când va fi și ei afectați, de atâta și va fi afectările în economie, adică nu puteți să achitați pentru utilitățile care ați consumat. Una la mână și a doua la mână, când crește sinecostul mărfii și el nu corespunde la prețuri de piață, tot îi va fi greu pentru întreprindere.
încredere că pur și simplu nu este posibil de vândut. Și de atâta aici, și aici va fi o problemă pentru consum, că pur și simplu marfa costă mult mai scump și banii tot aceiași rămâne în buzunar care și-a avut persoana ca și mai puțin și el n-are cum să consume mai mult. Și în general există aici o contradicție, într-adevăr, cum spun colegii mei, că în toată lumea vorbesc despre consumul cât mai mare și cât mai mult ca să crească consumul, de atâta și crește volumul de impozite și economia țării. Și în cazul nostru, noi, dacă nu putem să facem lucrul acesta cu cetățenii din Republica Moldova, da? Noi putem să convocăm și cei ca alții care, de exemplu, zboară prin aeroporturile noastre sau trec prin tranzit, prin teritoriul nostru sau alte decizii. Dacă consumă e cât mai mult. În tranzit nu vor avea ce face. Duty free-uri nu vor mai fi, dacă vreți să atingeți acest subiect. Nu o să aibă ce să încălzi. Bun, cam asta sunt sfaturi. Deci în fiecare parte este necesar discutat, dar va fi afectat, e clar că este necesar și rezolvat și întrebarea aceasta, de trecut iarna aceasta. Dar pentru că această iarnă, într-adevăr, va fi foarte complicată, eu, sincer, nu invidiez pe cei de la guvernare, pentru că e complicat. În locul lor, ați dat prioritate. Știți, când la tine sunt foarte multe găuri și tu nu știi ce gaură primă să o acoperi, nici nu știu dacă pot, se poate de ales. Dar este mediul de afaceri care, dacă este ajutat, el poate ulterior să devină salvator intern al economiei. Imediat, nu ulterior. Imediat, nu, dar ulterior. Da, asta și spun, ulterior. Ulterior. Nu ulterior, imediat, pentru că el are angajați, el plătește impozite, el plătește salarii. Ei consumă cei care primesc salarii. Deci exact. Asta se salvează. Deci totul este interconectat. Dar sunt și cei mai vulnerabili. Pensionari și așa mai departe. Deci, care depind de dat bani? Impozite, care le plătește tot sectorul privat. Care sectorul privat importă, plătește taxe la frontieră, activează, plătește taxe la inspectoratul fiscal. Din banii care se acumulează în buget, se plătesc pensii, salarii pentru sfera neproductivă, pentru învățători, medici, pentru pensionari și tot așa. Deci dacă sectorul privat nu lucrează, înseamnă că statul trebuie să compenseze acești bani, să pună acești bani în bugetul de stat, ori prin împrumuturi de pe piața internă, da? Și am văzut că ele sunt foarte scumpe, sau împrumuturi de pe piața externă. Și atunci îndatorăm generațiile ulterioare. Și vedem ritmul ăsta din datorarea noastră, care a luat un tempo extrem de mare. Mult mai mare decât a fost în anii precedenți. Asta fără critici. Deci sunt doar statistici. Și mai cu seamă trebuie să analizăm și deciziile care le iau autoritățile, da? Deci o să duc un simplu exemplu, ca să leg discuția din prima parte a programului și cu sectorul economic. Deci vorbim foarte mult, acum este în trend să se vorbească despre resursele regenerabile. Pe de o parte, statul s-a angajat să le susțină, pentru că sunt presiuni, sunt angajamente internaționale, sunt tendințele europene de a avea cât mai multă cota de surse regenerabile în producere de energie electrică. Bine, cu greu, cu chin, cu vai, s-a dat acea cotă de regenerabile, deja era prea târziu ca să fie aportul acestui sector asupra producerii de energie electrică, dar avem situații când investitori din Republica Moldova au investit bani proprii, și vorbesc aici de sute de mii de euro, în turbini eoliene, nu contează, că sunt de mâna a doua, sau sunt noi, dar mai puțin noi, majoritatea sunt din mâna a doua, și ei au un tarif de 72 de bani pe kilowatt produs, care este procurat de către operatori. Pe când noi cumpărăm de piața liberă de 200 de euro sau 300 de euro până la 390, da. Deci este un dezechilibru al intereselor. Adică noi, pe de o parte, vrem să avem investiții, să avem o autonomie în sectorul energetic, să fim autosustenabili, da, prin ceea ce producem. Pe de altă parte, oferim niște tarife care nu sunt comensurabile. Dar asta este un fel de concurență neloială. Pe lângă concurența neloială, nu este corect față de investitorii autohtoni care sunt în țară. Eu înțeleg că subiectul ăsta se discută mult, dar ce nu trebuie discuții, trebuie decizii. Astfel încât toată lumea să aibă un confort, în primul rând, și o satisfacție de la business. Pentru că nu trebuie să ne așteptăm. Din 2016 încoace, în Republica Moldova nu au fost făcute investiții majore de investitori străini, din vari motive. Dar majoritatea investițiilor care au venit în Republica Moldova sunt de către autohtoni. Deci trebuie să susținem producătorii,
investitorii din Republica Moldova să investească în sectoarele în care ei vor să investească, nu în care autoritățile îi canalizează să investească, pentru că ei nu au acolo interes în proiecte care recuperarea investițiilor sunt peste 10 ani de zile. Deci acolo lasă statul să investească. Dar în proiectele care este interes din partea sectorului privat, sectoarele și businessmanii din Republica Moldova trebuie să fie susținuți. Pentru că ei sunt acei care creează valoare, bază impozabilă, ei plătesc taxe, ei plătesc tot și ei până la urmă sunt cei care țin toate păturile sociale. Începând cu salarii, începând cu familiilor în primul rând, angajații, dar și ceilalți care sunt în jurul lor. Deci sunt multe fenomene din astea care, din păcate, nu sunt luate nici discuții nu au loc. Da, da, discuții nu au loc pentru că ei nu au de unde sau nu au viziune, nu au capacitate, înțelegere, domnule Sată, potrivit dumneavoastră. Mai bine a doua, cred că a doua presupunere dumneavoastră. Nu, știți, scuzați că vă întrerup, eu des îmi reamintesc de acest lucru, pentru că suntem totuși pe timp de criză. În timp de criză, președintele Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe, domnul Laibă, nu are timp pentru o asemenea inițiative cum de a stimula mediul de afaceri, pentru că mai mult scrie despre, relatează zilnic despre cum merge, delurează, cer scuze, războiul în Ucraina. Asta e. Din 100% din postări, 99% sunt dedicate acestor teme. Asta e. Poate mai ușor de făcut PR pe această temă. Dar dacă vorbim de energie regenerabilă, într-adevăr, noi vedem că în statele, chiar nu statele dezvoltate, uitați în Ucraina cu green tariff și green energy, cum repede s-au investit în aceste șaiuleni și solare. La moment, într-adevăr, poate rentabilitatea datorită tarifelor regulate nu e așa de mare. Ultimul, țin minte, care tot în forum economic în Găguzie a fost prezentat, acolo un megawatt s-a investit și termen de răscumpărare aproape de 10 ani, 9 plus ani, dacă luăm în considerație tariful existent. Bine, cineva a dorit să investească, dar aici eu sunt ferm convins. În cazul în care tarifele sunt mai avantajoase, investițiile acestea, în special în ziua de azi, urmează să crească. Eu vreau să vedem rezultatele sondajului, cum au votat paneliștii noștri, vă rog frumos. În care din următoarele situații credeți că se va afla gospodăria dumneavoastră în iarna care vine? Vom fi într-o situație foarte dificilă și nu știu cum vom acoperi cheltuielile, 47%. Vom acoperi cu dificultate cheltuielile cu restrângeri în alte domenii, 37,5%. Salariile, pensiile, economiile ne ajung pentru a acoperi cheltuielile doar strictul necesar, 11%. Avem o situație financiară bună care ne permite să acoperim toate cheltuielile, 4%. Situația este strașnic de tristă. Vă dați seama. Și mai cu seamă e strașnică pentru că încă nu știu care vor fi facturile pe perioada rece a anului, pentru că ele încă nu au fost emise și nu se cunosc care vor fi acele compensații care sunt promise de către autorități pentru pătrul social vulnerabil. Eu mă îndoiesc că pensiile vor fi suficiente pentru acoperirea facturilor, pentru toate tipurile de produse energetice, pentru că ele vor fi mult mai mari decât cele la care ei se așteaptă. Deci dumneavoastră credeți că cifrele acestea ar putea arăta și mai trist peste o lună, când vor veni privind factorul? Dacă o să facem un sondaj similar, o să fie lucrurile, mult mai prost. Eu vreau să vă spun că atunci când ultima dată noi am pus această întrebare, dacă nu greșesc, a fost luna iulie, noi în iulie am discutat despre iarna care vine, în ultima ediție din luna iulie sau penultima, noi am pus această întrebare și cifrele, într-adevăr, au fost atunci la fel triste, dar nu așa de pesimiste. Se vede că lumea deja simte această criză pe propriul buzunar. Eu știu că noi foarte mult am vorbit despre de ce am ajuns acolo unde am ajuns. Noi și data trecută tot am discutat despre faptul ce e de vină, pentru că noi foarte mult auzim de la autoritățile noastre că de vină este războiul din Ucraina, inclusiv doamna Gavriliță, prim-ministrul țării, în adresare a început cu aceasta. Totul se explică prin acest lucru. Eu înțeleg, poate nu e timpul de căutat cine e de vină, dar mă interesează. În cazul în care
În cazul în care noi nu am fi avut acum război în Ucraina, bineînțeles, asta ar scoate cea mai mare presiune asupra sistemului energetic din Republica Moldova. Dar totuși, problemele au început un pic mai devreme sau greșesc? Uitați, pe site-ul Băncii Naționale se poate de obținut informația foarte interesantă, dacă știi cum să o analizezi. Dacă vorbim de rata inflației, da, ținte avem 5%, plus minus devieri maxim până la 6,5%. Cu an în urmă, în octombrie 2021, deja au depășit 8,8%, dacă nu mă greșesc, s-au apropiat de 9%, cu un an în urmă. Mai mult ca atât mai este, da, și la anul nou deja era aproape de 16%. Deja, de 3 ori mai mult decât ținta stabilită de Banca Națională. La fel, deci, altă cifră de referință, rata de referință a Băncii Naționale. Dacă până în 1 iulie 2021 era aproape de 2,65, dar 15 februarie anul curent, deja s-a ridicat 10+, 10,2, dacă nu, s-a triplat, înțelegeți? Deci asta tot până la război. Până la război, 15 februarie, exact. Explicați pentru cei de casă care nu prea înțeleg despre ce vorbiți. Este această ridicare rate de fiecare dată, ea în ce rezultă? Nu. Pentru om simplu, ca să înțeleagă cum asta... Nu, era ca o reacție imediată pentru creșterea ratei de inflație. Da? Și Banca Națională de mai multe ori a vociferat acest lucru. Crește rata inflației, noi imediat creștem și rata de referință a Băncii Naționale. Înseamnă că creditele devin mai scumpe. Dacă noi vorbim de stimularea consumului, deja nu putem să folosim acest lucru. Adică oamenii se ia mai puțin bani de la bănci, cheltuie mai puțin și astfel presiunea asupra prețurilor să fie mai mare. Și nu numai consum direct, noi vorbim și despre afaceri. Afaceri tot în ultimii ani deja s-au deprins o leacă să lucrezi nu numai cu banii proprii, că toată lumea lucrează cu banii împrumutați de la bănci. Pe scurtă durată, pe lungă durată. Și mulți întrânși au luat credite pe lungă durată, unde această rată de creditare depinde direct de rata de referință a Băncii Naționale. Prin formulă oricare, se revizuiască odată în jumătate de an, odată în 6 luni, dacă nu mă greșesc. Și atunci, răspundeți la întrebare simplă. Ați luat cu 5%, războiul e de vină, în situația creată, războiul e de vină sau totuși incapacitatea noastră managerială? Război tot are o pondere sa în toată situația unde noi suntem. Dar dacă vorbim calendaristic, v-am adus cifrele. Când au început și rata inflației a crescut cu mult mai mult decât a fost ținta de 3 ori mai mult. Deja aceste procese au fost văzute și au fost inevitabile. Și asta în condiții, nu uitați, în condiții când anul trecut roada agricolă a fost record pentru Republica Moldova. Record absolut. Înseamnă că erau și exporturi au crescut și țineți minte de permanent noi, chiar și până în aprilie aproape, unde încă roada din anul trecut a fost exportată. Noi am avut rapoarte de la serviciul VAMAL, cât s-au exportat, câți bani au venit în economie națională și chiar cu această condiție, cât a crescut rata de inflație. Deja era clar că ceva se întâmplă. Care e ponderea războiului? Aici trebuie de calculat și de răspuns. Și e foarte interesant când a fost creată această Dar comisie. E corect de explicat actuala criză doar prin război? Absolut nu. Absolut nu. Și eu chiar așteptam când după o ședință Consiliului de Securitate a fost creată o comisie în frunte cu domnul Laibă, cum a spus, pentru a determina, pentru a evalua cumva cauzele inflației. Și este un lucru absolut important și necesar, deoarece bine, dacă vorbim de război... Și din luna iunie, dacă nu greșesc, nu se cunoaște nimic cu raportul acestei comisii. Și de ce este important acest lucru? V-am spus, nu are timp, probabil. Nu, pur și simplu să cunoaștem care este cauza inflației, dar dacă nu cunoști cauza, cum planifici cumva acțiuni? Război, da, noi cu păreri de rău nu avem instrumente să cumva să-l finalizăm. Înseamnă că partea războiului, bine, spunem așa, este. Dar restul, noi putem să acționăm, da, în multe locuri putem să acționăm. Dar noi nu cunoaștem care e ponderea, care e cauzele și cum noi planificăm dacă noi nu cunoaștem cauzele, normal. Noi continuăm. Următoarea întrebare pentru paneliștii noștri despre cauzele acestei crize în care noi am ajuns astăzi să ne aflăm. Actuala putere a invocat tot felul de cauze externe pentru a explica criza gazului, criza de electricitate, inflație, etc. Cine credeți că este de vină pentru situația în care ne aflăm acum? 3 variante de răspuns. Războiul din Ucraina, Rusia, Putin, etc. Varianta 2. Incompetența actualului guvern. Varianta 3. Și una și alta. Și, bineînțeles, nu știți, nu vreți să răspundeți. O întrebare de precizare către toți, de fapt. Astăzi am citit din știri că am semnat ceva cu partea bulgară, dar am văzut o
nu știu, necorcordanță între mesajele scrise de către Dumitru Alaibă, președintele comisiei, de la care am aflat că tocmai nu vom avea deja volumuri de gaze. Domnul Spânu scrie despre faptul că e vorba doar de tranzit. Puteți să-mi explicați ce noi am semnat? Și da, vă rog frumos, domnule Dămășcan. Poate mai mult știi, domnul Carmen, că a citit deja documentul acesta, dar eu am citit numai din mesaj că este legată cumva, adică relațiile între Moldova și Bulgaria, dar la urmă merge de vorba despre Moldova Transgaz și Bulgaria Transgaz. La urmă pentru reversul care va avea loc cândva în viitor, dacă va fi sistat aprovizionare cu gaze prin Ucraina și cumva să-l primim gaze prin alte surse, să zicem, din Azerbaijan sau din alte țări, de la sud, adică, sau chiar și de la Ruși prin South Stream. Tot este posibil. La urmă, nimic deosebit. Deci, Bulgar Transgaz a fost decent permanent și are o platformă la ENTSOG, care este în Bruxelles, împreună cu Moldova Transgaz, care este membru a ENTSOG-ului din anii 2017. ENTSOG ce este? Este ca ENTSOE și este ENTSOG. Este piața comună europeană în domeniul gazului. De transportatori de gaze sau transportatori de electricitate. De G, dacă G înseamnă că gaze, dacă deci E înseamnă electricitate. Deci ne puteam apela la ei și fără că semnăm astăzi. Nu, e altceva, că deja noi colaborăm cu Bulgaria aceștia și când am transportat gaze spre Turcia, înseamnă că ei au participat acolo pentru transportarea și ne-am avut cu ei și niște conferințe comune sau adică niște seminare comune sau alte, să zicem, ședințe în fiecare an pentru ca să discutăm împreună cu ei transportarea gazului, adică transportul gazului. Era și România acolo și ție alții turci în permanent și chiar și greci. Adică nu este ceva nou. Întrebarea că este, poate este discutat că nu va fi congestie pentru noi și va fi un loc în țeava lor pentru noi că va avea loc transportarea gazului de la sud la nord, adică în regimul de revers, da. În cazul acesta, da, a fost semnat, dar ce a fost încă discutat suplimentar cu prim-ministru din Bulgaria, nu pot să vă comunic. Poate încă era careva discuții din nivelul lor despre gaze. Dar semnarea protocolului care este relevant pentru noi numai este între Bulgar Transgaz și zic Republica Moldova. Cine e Republica Moldova? Moldova Transgaz. Avem motive de bucurie? Nu. În primul rând este un acord de intenție pornind de la conținutul lui. Nu specifică nimic vis-a-vis de cantitate, preț, mod de livrare sau piață de achiziție acestuia. Pentru că trebuie să pornim de la câteva elemente cheie. Primul, cine a semnat acest acord? Pe de o parte, din partea Republicii Moldova a semnat Energocom, societatea pe acțiuni, care de fapt este un trader internațional deja, avându-se în vedere că este un participant la bursa de produse energetice din România. Deci el este un care în numele statului achiziționează gaz sau energie electrică și o livrează Republicii Moldova. Deci noi nu vorbim de un acord între doi transportatori de sistem sau doi operatori de sistem de transport din două țări, cei care se fac responsabili să transporte gazele achiziționate de alți operatori. Deci nici de cum nu vorbim de acest. Da, este un acord de intenție, este o bună ocazie de a extinde colaborarea pe dimensiunea gazelor, este o oportunitate de a continua dialogul, dar nimic mai mult la etapa aceasta. Deci urmează să fie negociate acorduri de alocări de capacitate, să se găsească acele cantități de gaze pe alte piețe, acolo unde sunt disponibile, și cu fiecare din operatorii de transport din țările de tranzit să fie semnate acele acorduri de transportare a gazelor naturale în numele consumatorilor sau operatorilor din Republica Moldova. Deci noi suntem departe de această realizare, dar este un început frumos. Acum dacă tot am început să vorbim despre cauze și așteptăm cum vor răspunde paneliștii noștri, nu pot să nu vă întreb despre ultima declarație a lui Putin de la Valdai, pe toți vreau să-i întreb ce crezi despre acest lucru. Așadar, Putin acum câteva ore în Valdai, la forum, a spus, a declarat următoarele. Partea moldovenească nu a fost de acord cu poziția Gazpromului și a insistat pe prețuri preferențiale. Gazpromul s-a încăpățânat. Apoi domnul Miller m-a contactat, mi-a zis poziția și a spus că consideră punctul său de vedere corect. L-am rugat să meargă în întâmpinare părții moldovenești, având în vedere posibilitățile financiare ale Republicii Moldova. El nu a fost chiar de acord, nu prea era de acord cu mine, dar mi-a ascultat părerea și Gazprom a mers în întâmpinare Republicii Moldova și a încheiat contractul după condițiile moldovenești. Andrei Spânu deja a declarat această declarație a președintelui Rus. Iată ce a declarat acesta.
la un alt post de televiziune. Da, noi am reușit să obținem un contract bun atunci și avem un contract bun. Formula care a fost propusă în contract a fost propusă de partea noastră, pentru că Gazprom insista pe preț de piață. Și acum, omul de acasă, care e în așteptarea facturilor, stă și spune, nu înțeleg nimic. Putin spune că avem un contract bun. Spânul spune că avem un contract bun. Dar de ce trăim așa de rău și nu știm dacă vom avea gaz? Explicați omului simplu. Eu personal nu am fost la momentul semnării acelui acord și contract și protocol al negocierilor care l-a avut domnul Spânul cu Miller, șeful de la Gazprom. Eu am mai multe semne de întrebare vis-a-vis de acele circumstanțe în care s-au făcut aceste aranjamente, dar având în vedere că formatul de participare la acele negocieri a fost foarte îngust, da, din partea Republicii Moldova a fost doar un singur demnitar, fără experți, fără expertize, fără o memorie instituțională, fără o participare a diplomaților care cât de cât știu niște elemente din acest capitol, eu am multe semne de întrebare vis-a-vis de conținutul acestui acord și protocol care au generat un șir de incertitudini pentru piața noastră internă, inclusiv și posibilitatea asistării livrărilor de gaze naturale. Având în vedere dimensiunea și puterea noastră de negociere cu Gazprom... Nu, dar înțelegeți ce disonanță cognitivă apare acum în capul unui cetățean simplu. El aude de la Putin, care e desenat la noi ca marele rău și într-adevăr, părerea mea despre el este cunoscută, care spune că noi am semnat ceea ce a cerut partea moldovenească. Noi îl avem pe Andrei Spânu, care într-un fel confirmă, spune într-adevăr, noi am semnat un contract bun. Dar omul de acasă stă și scândește, dacă am semnat așa un contract bun, de ce trăim așa de prost? De ce nu știm dacă vom avea gaz? Stai, sunt două întrebări diferite. Deci prețul pe gaze și formula care calculă prețul acesta nu era în realitate nimic cu volumul de gaze. Deci volumul de gaze depinde de la să zicem, de la negocierea acestea de volum și alte chestii care sunt trecute în taman în amendamentul despre care vorbește domnul Calmăc și nivelul de negocieri care a avut ei loc. Noi nu știm exact ce au vorbit ei între ei și de ce acum este cam sistat, nu sistat, dar adică mișurat volumul de gaze. Chiar noi putem calcula că din volumul cel care a fost prevăzut într-o lună octombrie, dacă țineți minte anexa aceea numărul 19, da, am discutat pentru partea dreaptă, era prevăzut acolo aproape de 50.000 de milioane, scuzați, de cuburi de gaze pentru în octombrie și pentru partea stângă tot aproape de 160 sau 170. Și în total se primește că aproape de 250 de milioane de cuburi. Dacă împărțiți pe 30 de zile care noi avem, sau 31 de zile în luna octombrie, da, 31. 31 de zile înseamnă că aveți aproximativ 8 cu ceva acolo. Adică trebuie să le primim zilnic pentru două maluri a Nistrului, 8 milioane de cuburi de gaze cu ceva. Reșind de cei că rușii spun că și aceste 8 milioane intră în aceste 109 milioane care sunt promiși către ucraineni că va fi transportate prin teritoriul Ucrainei și în total au 40 de miliarde de cuburi care va fi adică transportate anual prin contractul între Ucraina și Rusia de transportare a gazului către Europa. Iată care e problema la noi. Și când rușii au anunțat că în Sohranovka, în punctul lor de trecere și Ghis, unde este stația de măsurare a gazului, nu este posibil de transport gazul. Asta nu este anunțat de ruși, dar de ucraineni. Ucraina nu are capacitatea să gestioneze punctul acesta de trecere a frontierei și măsurarea gazului pe teritoriul Ucrainei, că se află pe teritoriul LNR, de-asta, Lugansk, acolo, în părțile acestea. Deci, ei zis că noi micșorăm, rușii a zis că noi nu putem, dacă voi nu puteți să gestionați, înseamnă că noi micșorăm volumul de gaze prin trecerea Sohranovka, cu 33%. Și de atâta noi, din acestea 8 milioane de cuburi, avem 5 și 7 zecimi, că sunt, dacă de 8 scos acestea 33%, aveți 5 și 7 zecimi. Ia că de unde e volumul acesta? Adică volumele acestea sunt calculate și sunt trecute în anexa aceasta 19. Problema este în aceea că noi nu avem anexa pentru perioada viitoare. Începând de luna noiembrie și mai departe, noi nu avem nicio anexă. Adică nici din 1 noiembrie, începe perioada de incertitudine. Contractul el este, dar nu avem anexă și nu știm exact care sunt condițiile de livrare. Și condițiile acestea de livrare presupun volumul. Adică aici este trecut volum. Dacă vorbim despre formula vorbește despre preț. Adică noi trăim rău că noi, în primul rând, nu
suportăm aceste prețuri de gaze care sunt trecute în formula aceasta și a doua lumână încă avem probleme cu volumul. Dar dacă până pe 1 noiembrie nu va fi semnată niciun fel de anexă, puteți să-mi explicați, gazul va continua să fie livrat? Au fost așa cazuri. Au fost. Adică, sunt doi miniștri aici alături de noi. Adică, puteți să-mi spune care e probabilitatea? Cândva. Deci, sau nu câteva zile, dar câteva zile. Din punct de vedere juridic, nu e posibil. Dar istoria a arătat că s-au făcut astfel de înțelegeri tehnice, care ulterior au luat și o formă juridică. Nu știu dacă acum, dacă avem acele ingrediente, ca astfel de aranjamente să aibă loc. Eu cred că mai degrabă că nu o să avem astfel de aranjamente, încât să ne permită, în lipsa unui contract, a unei anexe la contract, să fie posibil fizic de a importa în Republica Moldova cantități de gaze naturale pe un contract care urmează să fie negociat sau convenit. Deci eu nu cred în așa ceva. Eu sper că această anexă și aceste cantități vor fi coordonate, agreate până la 1 noiembrie. În caz contrar, este inevitabilă sistarea livrărilor, pentru că nimeni nu o să-și asume astfel de decizii. Pentru că din punct de vedere legal al legislației Republicii Moldova este vorba de contrabandă de gaze naturale în Republica Moldova. Exact. Nu este... deci dacă nu este contract, e vorba de contrabandă. Și este foarte interesant acum cum și spune domnul Calmân că pe ce term avea fi semnată această adică anexă? Dacă pe un an de zile este un lucru, nu înțelege că un an de zile e posibil de vorbit despre care va volumele și va fi sau nu va fi, asta e altă întrebare, deci acolo sunt întrebări cu data de 31 decembrie. Dacă pe o lună de zile, atunci se vede că este o lecție din partea rușilor și trebuie să învățăm cât mai repede lecția aceasta. De ce fel de lecție din partea rușilor? Lecție că dacă voi nu respectați contractul și anexă care a fost semnată cândva, această anexă numărul 19 în anul precedent, înseamnă că voi pur și simplu în viitor n-ați respectat să așa alte condiții. Și de atâta cam îi arată că nu putem să sistem gazul în viitor. Adică data de deadline acesta este 31 decembrie. Și dacă va fi semnată pe două luni zile, atunci exact să știți că să pregăteți de acțiuni foarte dure. Acest mecanism, dacă noi nu pregătim acest mecanism pe hârtie, cum noi achităm datoria aceasta de... Deci vrem, nu vrem, noi vă trebuie Gazprom. Acest mecanism să-l propunem rușilor, așa cum ne-am asumat. Este trecut în contract, dacă vrem să-l respectăm contract. Contract cu Gazprom, că vedeți cum sunt diferite opinii. Unii le spun că e special aceasta să facă, să cumva să rupem relația cu Gazprom, să găsim din altă parte. Dar această părere, apropo, cum credeți? Are ceva la bază, deci, în sens că... eu aud asta tot mai des și mai des, că de parcă partea moldovenească încearcă să provoace sistarea livrărilor și rezilierea contractului. Știți cum, uneori când analizezi și așa faci cum rupturi din context și pui asta ca un lanț așa logic, poate să arată și în așa fel. Și contractul în general, provoacă foarte multe întrebări. Și secretizarea condițiilor după semnare, de când asta a devenit așa o condiție. Și nu numai formula cum a fost negociată și asta a doua întrebare. Și alte condiții, și plată în avans, care noi deja trebuie să facem, și permanentă fiecare lună, Moldova Gaz trebuie să vină la Comisia pentru Situații Excepționale, să cere cumva suplinirea cash-ului, dacă spunem așa, să aibă posibilitatea să plătească Gazpromului, cu asta automat, practic, din punct de vedere contractual, sistarea livrărilor. Nu e clar cu audit deja, care trebuia să fie prezentat până în 1 mai, dar nu pur și simplu audit cu conținutul și companie de audit agreată cu Federația Rusă, cu Gazprom, dar și conținutul, ceva de felul ăsta. Noi deja am încălcat prevederile contractului. Dar dacă până la sfârșitul anului nu facem și nu elaborăm acest mecanism, eu cred că aici nu avem șansă de izbindă. Bine, până la sfârșitul anului nu elaborăm acest mecanism, puțin probabil că vom avea contract. Eu vă întreb ce va fi din data de 1 noiembrie, pe mine asta mă interesează. Deci, dacă până pe 1 noiembrie noi nu avem nimic semnat cu partea rusească, în primul rând eu vă întreb care sunt șansele să nu avem nimic semnat potrivit dumneavoastră? Sau totuși joc la nervi și până la ultima clipă se va ține? Acordul, contractul care a fost semnat anul trecut, el e pe termen de 5 ani de zile. Anexele sunt înnoite în bază anuală. Deci, având în vedere că avem un contract pe 5 și ani volumuri, de zile... Exact. Și volumuri contractate deci, sunt anume introduse în anexe. Exact. Principiile generale de alocare a celor cantități, ele deja sunt fixate în contractul din anul trecut, care e pe 5 ani de zile valabilitate.
Se poate presupus că luna noiembrie, cantitatea cea minimă care este fixată de 5,7 milioane de metri cub pe zi va fi asigurată, care este mult sub acea cantitate care este necesară consumului din Republica Moldova și din regiunea transnistreană. Eu cred că noi o să avem această cantitate, doar că este o etapă intermediară pentru luna decembrie, acolo, atunci când avem acel deadline. Mai mult ca atât, Rusia gătește un pachet de surprize pentru întreaga piață europeană, în special care ține de sectorul energetic, deci ei au zis că o să înghețe toată lumea, deci eu cred că ei sunt pregătiți ca să sisteze toate livrările de gaze naturale consumatorilor din spațiu vestic. Nu în zadar și Nord Stream-ul a avut acele dificultăți, explozii interne. Gata, el este disfuncțional. El complet. Deja este disfuncțional, ambele coridoare sunt disfuncționale. A rămas doar un singur gazul coridor. Gazul rusesc cum poate ajunge în Europa la ora deci actuală? Deci acum au rămas doar două coridoare disponibile, cel clasic de pe timpul Uniunii Sovietice prin Ucraina, dar acolo sunt cantități deja convenite anterior între operatorii de transport între Ucraina și Gazprom, așa numit. Deci cantitățile sunt fixate care expiră de fapt acel aranjament la sfârșitul anului curent. E vorba de 10,5 miliarde de metri cubi care pot să tranziteze teritoriul Ucrainei spre vest. Și al doilea coridor, cel care merge prin Turcia, Turkish Stream, South Stream, care merge. Dar acolo capacitățile sunt limitate. Deci astea sunt două coridoare care sunt disponibile, care de fapt putem și noi să beneficiem în cazul în care livrările sau tranzitul pe teritoriul Ucrainei vor întâmpina anumite dificultăți din cauza avariilor sau altor situații. În cazul în care din 1 noiembrie... Deci e o mică precizare. Deci acestea 5-7 milioane de cuburi sunt prevăzute pentru luna octombrie. Pentru luna noiembrie, partea noastră solicită 170 de milioane de cuburi, partea transnistreană 180 de milioane. Și ceea ce ar însemna pe zi? Adică pe zi mult mai mult. Aproximativ 10 cu ceva. Da. Exact. Asta e necesitatea noastră. În total 330 de milioane, în total 330 pentru luna noiembrie, bazându-ne pe cele calcule din anul trecut. Adică eu vreau să vedem, aproape de 11 milioane pe zi, da. Și se primește că dacă va fi sistat acesta 33% de gaze care nu trec prin Socranovcă, înseamnă că pentru Republica Moldova aproximativ 7-8 milioane deci sunt solicitate. Eu vreau să vedem rezultatul sondajului, ultimul sondaj, care sunt motive, cauze. Actuala putere a invocat tot felul de cauze externe pentru a explica criza gazului, criza de electricitate, inflația, etc. Cine credeți că este de vină pentru situația în care ne aflăm acum? Războiul din Ucraina, Rusia, Putin, etc., 25%, incompetența actualului guvern, 42%, ambele de mai sus, 28%. Interesante cifre, în primul rând pentru reprezentanții guvernării. Eu cred că ar trebui să-i pună pe gânduri, cel puțin. Dacă ați fi fost astăzi la guvernare, aceste cifre ce v-ar spune? Nu, eu cred că aici mai lipsește o întrebare, dacă tot este și criza regională, care tot pe noi ne afectează și mulți spun că inflația la noi este importantă, împreună cu produse alimentare inclusiv. Nu, bine, dar, probabil războiul din Ucraina, Rusia, Putin, asta, tot ce înseamnă tot ce înseamnă venit din extern, asta s-a avut în vedere. În special, incompetența actuală guvern și ambele de mai sus, unde este ponderea incompetenței guvernului, asta, într-adevăr, un semn de criză. Uitându-ne în retrospectivă, mi-aduc aminte foarte bine când la majorări de tarife de 10%, foarte multe lume cerea demisia guvernelor. Deci acum am avut majorări de câteva ori, de dar mai puțin cer, demisia și mă miră chestia asta. Cifrele într-adevăr sunt extrem de îngrijorătoare. Pentru cei de la guvernare ar trebui să-și răspundă ei la întrebare de ce oamenii cred așa. Cu toate că dacă ne uităm la spațiul informațional, haideți să, totuși să recunoaștem din 24 februarie, tot ce înseamnă știri din Federația Rusă este interzis. În media moldovenească se vorbește foarte mult despre război și, într-adevăr, noi zilnic auzim despre efectele războiului asupra economiei și că, de fapt, asta este principala cauză. Doar că oamenii consideră altfel.
Și întrebare pentru încheiere. Oamenii, potrivit dumneavoastră, cei care ne urmăresc și care fix ca și oricine acum în țară trăiesc într-o incertitudine totală. Nu, noi nu știm, vom avea gaz din 1 noiembrie, nu vom avea. Vom avea, vom semna, nu vom semna. În genere, nu e clar ce vom avea. Это în asemenea condiții, când e vorba de criză, chiar dacă eu țin minte în cărți, se scrie că orice criză este de fapt o oportunitate pentru creștere nouă, eu cred că acum nu e cazul să transmitem asemenea mesaje despre oportunitate de creștere. Acum vorbim mai degrabă despre oportunitate de supraviețuire. Dar totuși, это un om simplu, cum se comportă în timpul acestei crize? Ce să facă? Nu știu, poate niște sfaturi practice, dacă e posibil, foarte pe scurt. Bine, în primul rând, să nu mizeze foarte mult pe suporturi externe, să-și evalueze bugetele, să reducă la maximum cheltuielile și să încerce să găsească alte oportunități de a câștiga venituri suplimentare. Vă mulțumesc, nu avem foarte mult timp, domnule Sate. Greu ceva de adăugat, este clar că fiecare familie are specificul său și este foarte, foarte individual, dar fără economii și fără încercare de a majora veniturile bugetului, greu de depășit această criză. Domnul Domașcan. Iar și nu vorbim despre economisie sau economie, știți, nu. Totdeauna e cam fiecare familie are ceva aparte și are abordările lor proprie, dar trebuie uitat foarte atent în buzunarul lor că probabil că va fi încă mai greu decât noi așteptăm. Eu mulțumesc foarte mult pentru discuția din această seară, iar noi cu dumneavoastră ne vedem ca de obicei joi următoare la ora 21:00. Vă doresc un sfârșit de săptămână frumos și cât mai cald posibil. Cât mai cald.